Orașul Ashkelon se află în sudul Israelului cu vedere la mare, la câțiva kilometri de fâșia Gaza. Întotdeauna a fost un nod crucial pe drumul spre și dinspre Egipt, o fâșie de pământ unde popoarele și culturile au alternat. Tel Ashkelon este considerat unul dintre cele mai importante orașe de coastă din Țara Sfântă și mulți îl consideră poarta sudică a Țării Sfinte. Ceea ce este mai puțin cunoscut este faptul că Ashkelon a fost de asemenea foarte important în perioada romană, bizantină și a cruciadelor. Roman, Byzantine and Crusader period. Ne aflăm în partea cea mai înaltă a așezării antice din Ashkelon, cu vedere spre întreaga zonă. O locație strategică la o aruncătură de băți de una dintre intrările în oraș, Poarta Ierusalimului. O campanie de săpături arheologice condusă de italieni numită Askgate, la care participă o echipă internațională și multidisciplinară, este în curs de desfășurare aici. Aceasta este promovată de Universitatea din Florența și finanțată de Ministerul Italian al Afacerilor Externe. Ashkelon devine paradigmatic pentru Mediterana în general și pentru prezența italică. De la romani până în perioada medievală și a cruciaților a locuit acest pământ. Săpăturile au loc în zona desemnată ca fiind Biserica Santa Maria in Viridis. Situl a fost deja excavat de către Lion Levy Expedition de la Universitatea Harvard în 1985 și din nou între 2014-2016. Ne-am întors în acest loc pentru că am simțit că există încă ceva important de explorat aici. Situl a fost un loc de cult creștin atât în perioada bizantină cât și în cea a Cruciadei. Descoperirea unor inscripții în limba arabă a dus la ideea reutilizării sale ca moschee, dar descoperirea unor cruci schimbă din nou perspectiva. Crucile și o inscripție probabil grecească sunt coordonate cu inscripția superioară de nișă și ne determină să sugerăm o comunitate creștină vorbitoare de limba arabă. Cealaltă linie de cercetare se referă la utilizarea clădirii înainte de perioada bizantină. Printre cele mai interesante elemente se numără un sistem de conducte de apă deosebit de bine dezvoltat, în mod clar de origine romană. Acest sit este deosebit de important pentru prezența apei, un bazin, un colector de plumb care duce la o groapă de inspecție și o cisternă. Dar cel mai interesant lucru este această absidă, care are la baza ei o gură de apă. Suo piede ha una bocca. La câțiva metri de aici se intersectează străzile Cardo și Decumanus din epoca romană, iar mai la vale se află o serie de clădiri publice, de la anfiteatru la Bazilica lui Irod cel Mare. Ne-am aștepta în cele din urmă să vedem dacă ar exista o introducere a unui sistem public de apă aici. Ar deveni un fel de urbanizare, de implementare romană timpurie, care diferă de Ashkelonul antic aflat pe cele două dealuri. Mai multe indicii și noi descoperiri arată în această direcție. Am găsit de asemenea o monedă mare care pare a fi din ultima parte a perioadei romane, din secolul al II-lea sau al III-lea. Am găsit acum o parte din fațada zidului. Faptul că am găsit-o ne dă confirmarea că toată această parte a fost acoperită cu marmură. Tot ceea ce este scos la lumină, descoperirile care ies la iveală în urma săpăturilor, zonele de excavare, sunt prezentate pe hărți actualizate în mod constant. Reușim să ținem evidența întregului proces de excavare, astfel încât putem redesena tot ceea ce găsim și avem planurile, schemele și toate desenele necesare. Situl Ashkelon are de spus încă o poveste lungă și promite să continue să uimească.